mai frumoase perioade a anului și anume luna decembrie, perioada sărbătorilor de iarnă. Alături de mine astăzi la acest eveniment este domnul președinte al Consiliului Județean Dâmbovița, domnul Corneliu Ștefan, doamna vicepreședinte a Consiliului Județean Dâmbovița, Luciana Cristea, colegii mei din administrația locală târgovișteană, doamna viceprimar Ilie Monica, domnul viceprimar Rădulescu Cătălin și domnul administrator public Gabriel Boriga. Ce urmează acum? Aprinderea bradului de Crăciun. Ia să vedem. Ți-e place luna decembrie? De ce? Mie îmi place cel mai mult. De ce? Pentru că vine Moș Crăciun. Așa este. Luna decembrie este despre cadouri, este despre sărbătorile de iarnă, e despre vacanță, chiar dacă mai durează puțin. Așa că, haideți să numărăm împreună și să aprindem iluminatul festiv la Târgoviște. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vă așteptăm în fiecare seară aici, în Piața Tricolorului, cu spectacole pentru toate vârstele, la Târgul de Crăciun. Iar pe data de 15 decembrie, nu uitați, vine Moș Crăciun. Să ne vedem sănătoși, numai bine!